Prea frumoasă, Părinte Stareț, prea cucernice, Părinte Director, prea cucernici părinți, împreună slujitori, iubiți credincioși și dragii mei, Hristos a înviat. Câteva gânduri pentru sărbătoarea de astăzi, zi în care ne aducem aminte de Maica Domnului, cea față de care noi avem foarte mare evlavie, pe care o iubim, care avem nădejde și pe care o chemăm în rugăciunile noastre, mai ales atunci când suntem triști, când oposim sub povara păcatelor, a greutăților, a necazurilor, a bolilor. Și în acest sens vreau să vă pun la suflet următorul lucru, că Maica Domnului este un dar. Este darul umanității pentru Dumnezeu. Și este și darul lui Dumnezeu pentru umanitate. Acest gând vreau să vă pun la suflet astăzi. Maica Domnului este darul umanității pentru Dumnezeu. Pentru că umanitatea, la plinirea vremii, a dăruit-o pe Maica Domnului ca ea să devină, pe Fecioara Maria, ca ea să devină mama Fiului lui Dumnezeu. Acest dar era foarte așteptat, de multă vreme, de multe generații. Și fructul a fost copt doar, cum ziceam, la plinirea vremii, când s-a găsit o asemenea persoană, curată, neprihănită, din toate punctele de vedere. Noi când vorbim de Fecioria Maicii Domnului, nu vorbim doar despre aspectul fizic al problemei, ci ne gândim la Fecioria Maicii Domnului care ținea și de minte și de inimă. Ea a fost un asemenea om care a reușit să fie feciorelnică din toate punctele de vedere și să se pregătească pentru a deveni mamă Fiului lui Dumnezeu. Umanitatea a pregătit-o. Dacă vom citi Scriptura Vechiului Testament, vom da seama că momentul venirii în lume a Fiului Dumnezeu a fost pregătit. El a fost pregătit, sigur, de Dumnezeu, însă cu ajutorul omului. De aceea Dumnezeu și-a ales un popor și toată istoria lui, acestui popor, ne arată pas cu pas cum a fost pregătit omul, umanitatea, omenirea, pentru venirea în lume a Fiului Dumnezeu. Și, în cele de urmă, soana prin care Fiului lui Dumnezeu să coboare din slavă într-o smerenie. Așadar, Maica Domnului este darul umanității pentru Dumnezeu. Însă, prin întrupare, prin acea voie sau acel fire prin care Maica Domnului s-a supus planului dumnezeiesc, ea și-a sfințit ființa ei desăvârșit prin Duhul Sfânt, astfel încât ea, în cele din urmă, a devenit darul lui Dumnezeu pentru noi oameni. Mitropolitul Bartolomeu spunea că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. El răsplătește ca un boier. Și iată ce a făcut Dumnezeu. A primit darul nostru a oamenilor și El ni l-a întors. Și ni l-a întors într-o altă formă. Pentru că, aduceți-vă aminte, nu departe, zilele trecute, la piciorul crucii, răstignirii, Domnul Iisus Hristos i-a spus ucenicului iubit: Fiul
iată, mama ta. Înțelegând prin această frază că Maica Domnului a devenit mama noastră a tuturor. Deci acesta este darul lui Dumnezeu. Maica Fiului Său a devenit mama noastră a tuturor. În alte împrejurări, vă spuneam, în deosebi la Catedrala Metropolitană de Cluj-Napoca, că Sfinții Părinți au și această imagine extraordinară care vrea să ne conștientizeze de faptul că Maica Domnului atunci când l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu, ne-a născut și pe noi. Nu este doar un potențial, o chestiune virtuală. Maica Domnului ne-a născut și pe noi. Cum este posibil acest lucru? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, luând trup omenesc, și-a asumat întreaga făptură omenească. De la Adam până la El și de la El până la sfârșitul viacului. Astfel încât, prin această asumare totală a omului, noi ne-am născut odată cu El, din Maica Domnului. Și ea este mama noastră. Și noi știm ce înseamnă Maica Domnului și facem diferență între mamele noastre după trup și Maica Domnului. Știm prea bine că este mult mai mult decât o mamă care ne-a dat viață. Este, ziceam eu despre Duhovul, mama noastră care ne ține în viață. Care dă sens vieții noastre. Care ne călăuzește prin această viață spre viața Fiului ei. Care este adevărata noastră viață, cum spuneam, zilele trecute la mănăstirea de la Nicula. Viața noastră, unul dintre darurile, dacă vreți, a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este viața însăși. Noi, de multe ori, vrem viața celuilalt. Ni se pare, în mod egoist, că viața celuilalt e mai bună. Și ne dorim viața celuilalt. Nu este corect, sub nicio formă. Este un act de egoism. Noi trebuie să ne dorim viața Dumnezeului nostru. Aceea este viața adevărată. Ori Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Ce înseamnă morminte? Nu doar acelea pe care le vedem noi în morminte. Morminte înseamnă și, dacă vreți, viața noastră pământească. Poate, dacă vreți, trupul nostru, spune psalmistul, scoate din temniță sufletul meu. Vedeți? De multe ori, trupul este o povară pentru suflet, dacă nu știm să facem din el templu al Duhului Sfânt. Așadar, dragii mei, încă o dată, Maica Domnului este darul umanității pentru Dumnezeu și întors de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu pentru noi, oameni. De aceea noi avem foarte mare evlavie la Maica Domnului și o iubim mai presus decât mama noastră după trup. Pentru că în ea este și chipul adevărat al mamei noastre după trup. Ne bucurăm de această zi de rugăciune la Mănăstirea Crâncioară. Biserica este minunată. Dumneavoastră sunteți deosebiți. Mai ales că ați ales să fiți astăzi, timp împreună cu noi, la rugăciune. Îi mulțumim Părintele Stareț Iacob pentru acest prilej. Mulțumim preoților din preună slujitori. Mulțumim celor care au cântat frumos, prea frumos, la strană. Este importantă strana, nu doar altarul. Pentru că strana creează dispoziția pentru rugăciune, pentru profunzimile care se întâmplă în timpul slujbei, mai ales în zona altarului, dar care vă privesc și pe dumneavoastră, este foarte importantă și de aceea insist să spun că am avut astăzi prilejul să avem o strană deosebită.
că avem un slujitor al catedralei de metropolitane în strană astăzi, avem un preot, doi preoți vrednici de la altarul de noastre. Și vă mulțumim dumneavoastră tuturor. Să vă dea Dumnezeu sănătate, zile îndelungate și să descoperiți cu adevărat viața lui Dumnezeu, devenind însăși viața dumneavoastră. Vă îmbrățișăm cu dragoste. Amin. Hristos a înviat.